Da, am revenit în direct, trecem de la sportul cu mingea rotundă, la cel cu balonul oval, mai exact la rugby. Avem o mică veste bună, să zicem, din sportul buzoian. După un an de absență, se reînființează echipa de rugby din Buzău. Tot așa, după un an de absență, l-avem din nou invitat la emisiunea noastră pe domnul Vasile Niță, președintele echipelor buzoiene de rugby de-a lungul anilor. Vă salut, domnul Niță, mulțumesc frumos pentru prezență. Înțeleg că vestea pe care o anunțați, asta ar fi a reînființării echipei locale de rugby și a reintroducerii echipei locale în circuitul național, în Liga a doua, înțeleg, da? De fotbal, de rugby o să vă înscrieți, dar sunt foarte nerăbdător, domnul Niță, încă din startul emisiunii să aflu care este obiectivul acestei echipe, pentru că eu n-am uitat drama suferită de echipa locală de rugby, de suporterii echipei locale de rugby, tristețea petrecută anul trecut când în loc să evoluați în prima ligă reușiserăți promovarea pe teren, ați desființat echipa întrucât n-ați primit finanțarea pe care vă doreați. Și de asta vin să vă întreb încă din startul emisiunii, domnul Niță, care mai e obiectivul acestei echipe în condițiile în care dumneavoastră ați îndeplinit obiectivul maximal pentru echipa locală și reușita obiectivului a însemnat practic desființarea echipei. Sincer, aștept și eu motivația dumneavoastră de a continua cu această echipă. Motivația, bună seara, bun găsit tuturor iubitorilor de sport din Buzău și mai ales a celor care iubesc foarte mult rugby-ul. Ceea ce a fost, să știe foarte bine, e bine să închidem, e bine să trecem la... V-ați lins la rănile, da, în anul ăsta? A trecut un an de zile, ne-am vindecat cu toții, noi am avut o activitate foarte intensă la nivelul juniorilor, ne-a trecut la toți. Țin să mulțumesc lui Mauro pentru că datorită lui am revenit, eu eram foarte hotărât să închei toată activitatea. După rușinea de anul trecut? Da, a fost un obiectiv pe care și eu mi-am dorit foarte mult, după cum știe toată lumea, dar asta a fost, punem punct acestei situații. Noi, ca care e obiectivul? Deci reînființați echipa, o înscrieți în Liga a doua și obiectivul, că l-am învățat și eu zicerea asta frumoasă a lui Leonida Nedelcu, să-i salutăm cu prilejul ăsta, că l-am întrebat, domnule, ce obiectiv are echipa dumneavoastră sezonul ăsta? Obiectivul nostru este evitarea promovării. E la fel și în cazul dumneavoastră. Da, să nu promovați, poate. Doamne ferește, să deci, nu promovați, că după aia trebuie să desființați echipa. Nu putem pune problema așa, pentru că noi în momentul de față avem 26 de jucători, 26 de jucători numai buzoieni, formați aici la Buzău, formați cu mare greutate un rugbist să formează. Buzoieni, am înțeles, dar ce le spuneți, domnule? Câștigați toate meciurile sau, domnule, nu le câștigați? Mai pierdeți niște meciuri ca să terminăm pe 2, pe 3, pe 4, mai pe la mijloc, ca să, Doamne ferește, dacă promovăm, nu? Așa le spune jucătorilor. Nu putem să spunem lucrul ăsta. Noi o să abordăm fiecare meci așa cum știți foarte bine că am pus problema. Trebuie să câștigăm orice meci. Nu ne interesează ce spun unii sau alții. E vorba de lupta sportivă acolo pe teren, să câștigăm cinstit și corect. Mai trage ața pe băieți ăștia să vină să joace rugby în condițiile în care știu că, domnule, dacă jucăm bine și câștigăm, n-avem nicio satisfacție, ba din potrivă. Acești jucători de rugby sunt buzoieni. Trebuie să spunem de la început. Sunt alții sau tot ăia care sau dintre ăia? De cei care, buzoienii care le-am dat dezlegarea și au plecat la alte cluburi, au revenit acasă și împreună cu cei tineri, vorbesc de juniorii care au terminat, cei care am avut la Steaua, cei care au venit de la noi și cei care au fost tot lângă noi, am constituit și am format o echipă în care sperăm să aducem rezultate foarte bune. Știți foarte bine că rezultate foarte bune rugby, ce înseamnă, domnul Niță? Rugby-ul la Buzău. Locul 3, nu? Foarte bune. Trebuie să ne batem pentru orice meci și trebuie să câștigăm orice meci. Nu glumesc așa, bănână, ați făcut vreun antrenament? N-ați făcut, că de-abia a început. Nu este adevărat. Chiar dacă jucătorii au fost plecați, chiar dacă cei care au fost aici, noi am continuat tot anul 2014 să facem antrenamente. Am făcut câte două antrenamente chiar pe săptămână începută
începând din vară încoace. Costică Merșoiu s-a ocupat foarte serios de jucători. Nu glumeau băieți între ei, domnule. Noi suntem echipa fără niciun obiectiv, dar intrăm pe teren, domnule, să sperăm că nu o să câștigăm toate meciurile, că altfel va fi rău. De ce să nu câștigăm toate meciurile? O să câștigăm toate meciurile, ne batem pentru fiecare punct și atunci sperăm să fie bine. Încercăm să fim și noi mai serios. Da, foarte serios. Deci noi o să abordăm foarte... Excludeți locul întâi din start, nu? Câte promovează? Nu avem noi valoarea de locul întâi, spunem deocamdată, dar oricum să ne batem să fim acolo. E primul an când plecăm cu o nouă echipă. Practic este un nou început și sperăm ca acești jucători tineri sunt 6-7 dintre ei care au jucat în echipele naționale de juniori pe diferiți ani. Și deci gândiți-vă că acești nu avem șanse la primul loc, da? Nu avem șanse, nu o să punem problema. Asta, noi ne dorim foarte mult să facem o figură foarte frumoasă, să consolidăm echipa, să sudăm și pentru că toți sunt buzoieni. Sper eu că asta a și fost ideea noastră de tradiția rugbyului la Buzău totuși. Bineînțeles, nu putem să lăsăm pentru a fost că aici otrăvită tulpina deci, rugbyului. Domne, punem punct la ce a fost, noi privim înainte. Ce le spune spectatorilor, celor care veneau la meciurile de rugby? Care au fost sau care... Da, spectatorilor care au fost, veneau, s-au bucurat, promovat, e extraordinar. Ce... N-am putut merge mai departe, asta este. Am câștigat toate meciurile, am reușit și după și aia n-a fost s-a bine, desfințat echipa. Dar v-ați bucurat în de noi. Bucurat, da, ne-am bucurat ca proști, domnul Niță. Domnul Avraș, noi am vrut și am demonstrat pe teren că suntem în stare să facem lucrul ăsta. Că nu s-a putut merge mai departe. Asta ce e cu totul. Ce spectatorilor? Să vină la stadion ca să ce? Să știți că m-am întâlnit... Doar așa, amorul artei. Anul trecut m-am întâlnit cu multă lume care sunt iubitori de rugby și care s-au bucurat pentru că noi am continuat să ținem jucătorii aproape de noi, vorbesc de jucătorii buzoieni. Au fost plecați, dar numai pentru un an de zile și au revenit la echipă și acum, într-adevăr, am deci, făcut înțeleg, o echipă domnuliță, cu buzoieni 100%. Jucători buzoieni, da? Exact. Exact. Niciunul nu mai aduceți? Dacă va fi cazul și prin colaborarea noastră cu cei de la Steaua și cu cei de la Dinamo, să vină, să spunem, 2-3 jucători, da, s-ar putea, chiar am avea nevoie pentru anumite posturi. Vă dau un exemplu. Linia a doua, un centru, 2, cam aici ar fi. Restul, ne descurcăm cu ceea ce avem. Junior, vrem ca toți la echipă? Juniorii avem 4 echipe de juniori. Avem Under 18 care anul ăsta tragem la podium. Deci la campionatul național. Deci tragem la podium. Deja noi avem niște rezerve de tineri foarte bune. Avem 7 internaționali, 7 jucători care joacă în momentul de față. Din Buzău, ziceam. Din Buzău. Deci joacă la echipele naționale de Under 18 și Under 16. Ca să prind o echipă. Deci noi toți acești jucători, cel puțin avem cei 6 jucători de la Under 18 care îi luăm din start în vară când au terminat Under 18, nu mai trec la Under 19, vin direct la echipa mare. Pentru că ei cresc pe lângă noi, fac antrenamente și cu juniorii, dar fac și cu seniorii. Și vrem să facem o figură foarte frumoasă la turneul final. Anul trecut, printr-o greșeală, să spunem, am ratat și am ieșit pe locul 7, dar locul 7 din 24 de echipe, eu zic că spune foarte mult. Finanțarea echipei, domnul Niță, cine o asigură? Sperăm să Consiliul Județean și Primăria să rămână alături de noi, să sprijine rugby-ul la modul cel mai serios vorbesc, așa am vorbit întotdeauna, iar firma... Sponsor privat mai aveți? Bineînțeles. Avem, și că erați singura echipă. Da, și este un lucru foarte bun. Aveați este... jumătate în buget asigurat. De... Exact, exact. Gândiți-vă că firma Martele a rămas alături de noi, firma Hyoganes a rămas alături de noi, Benetton Treviso, în care avem schimburi și lucrăm foarte intens la nivel de juniori, ne sprijină și cu echipament, și cu dotări, și cu... Deci ne sprijină foarte, foarte mult. Domnul Niță, că ați fost ținta ironiei multora.
da, în ultimul an, așa, după ce reușiți să răspromovarea în prima ligă și a trebuit să renunțați la loc. Nu putea să mergem mai departe. Trebuia să... Deci noi suntem și oameni serioși. Din moment ce nu e, ai buzunarele goale, nu poți să mergi mai departe, păi, e clar. Și n-au răscolege dumneavoastră, deci, de la echipele din țară, dumneavoastră? Da, toți și-au pus semn de întrebare. Într-adevăr, zice, dacă intrați pe ușa din dos, mai era, dar ați stat direct pe ușa din față. Asta este. Punct la ce a fost. Bun, când vreau să vă spun, în campionat? Pe martie, primăvară. Că, da. În martie, pe 27 martie va fi primul meci. Important e că au mai venit încă o firmă foarte serioasă aici din Buzău, e vorba de Forja Rotec, care a venit alături de noi. Vedeți, noastră, alături de rugby au venit firme și oameni care au avut cuvânt sau au avut încredere în noi, în ceea ce facem și în ceea ce promovăm. Sperăm să fie alături de noi, să vină și alții. Bun, noi căutăm. Viitor, domnul Niță, că până la urmă ăsta este obiectivul, orice ai face. Obiectivul e să progresez, nu să avansez. Nu se poate, nu se poate din primul an de înființare, reînființare. Eu am înțeles că dumneavoastră sunteți mai glumeți. Vă mai gândiți la promovare? Sau bineînțeles. Vă gândiți? Bineînțeles că nu renunțăm la chestia asta. Păi de ce? Și promovarea? Păi nu renunțăm pentru că... Data viitoare se va schimba ceva. În doi, spunem noi că în 3-4 ani de zile iar vom avea o echipă și sperăm să, prin resursele tinerilor care vin și cresc tot timpul și valori. Vă dau un exemplu, avem un fundaș acum la Under 16 care este fenomenal. Pentru noi care am jucat rugby și care știm ce înseamnă rugby, e un mare talent. Și vreau să vă spun că în 3-4 ani de zile o să vedeți că iar ajungem acolo foarte sus, iar o să ne batem și, iar ne retragem și sperăm, din campionat. Nu, sperăm să fie și o zi a rugby. Să puncte. Bine, mulțumesc frumos, domnul Niță, pentru prezența la emisiune. Asta este noutatea. Avem din nou echipă de rugby în Liga a doua. Obiectivul va fi evitarea promovării. Mulțumesc frumos pentru prezența, domnul Niță. Mulțumesc celor care s-au uitat la această emisiune. Rămâneți pe Campus TV. Peste 12 minute fix urmează jurnalul. Până mâine eu vă spun la revedere. La revedere.